Sâmbătă, valorile termice se vor situa puțin peste mediile climatologice specifice începutului de noiembrie. Dimineața ne trezim cu 9-10 grade în termometre, dar la amiază acestea vor indica 17-18 grade Celsius. Cerul va prezenta înnorări, iar dimineața se va semna la ceață. Vântul va sufla în general slab. Duminică, prezența generoasă a soarelui face ca temperatura maximă să mai crească și să ajungă la 21 de grade Celsius la Giurgiu. Luni, vremea se va menține caldă pentru această dată. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 20 de grade Celsius. În weekend la Bolintin se vor înregistra 20 de grade, la Mihăilești, Ghimpați, Izvoarele și Comana 20, iar la Giurgiu 21 de grade. Viteza vântului va fi de 9 km pe oră din direcția sud-sud-est, presiunea atmosferică 770 mm pe coloană de mercur, apele Dunării sunt în scădere cu 10-20 de centimetri, cota probabilă 32 de centimetri, iar umiditatea va fi de 72%.